Salutare, oameni buni! Salutare într-o zi de miercuri și vă invităm la o provocare. Provocarea de astăzi este în felul următor. Se apropie de intersecție două autoturisme și respectiv autoturismul albastru are intenția de a efectua manevra de întoarcere, iar conducătorul autoturismului verde dorește să facă manevra de a vira la dreapta sau de a schimba direcția de deplasare spre dreapta. Care din acești doi are prioritate și de fapt va traversa intersecția primul? Lăsăm în comentarii, deja cum s-a creat și tradiția noastră, doar un simbol al inimii de culoarea mașinii care va traversa primul, iar noi până la sfârșitul săptămânii neapărat vom veni și cu un răspuns. Totodată vă rugăm să fiți foarte atenți la trafic, vă dorim mult succes și vă mulțumim pentru că distribuiți materialele noastre pentru inimile voastre și pentru energia voastră. La fel, vă mulțumim! Succes!